Comisia Europeană va monitoriza România în domeniul justiției și anul viitor, deși ministrul Tudorel Toader și liderii majorității au sperat ca mecanismul de control să fie ridicat la începutul lui 2018. Raportul MCV indică o încetinire a reformelor și o îngrijorare privind independența justiției. La începutul lunii septembrie, ministrul Justiției Tudorel Toader spera ca monitorizarea europeană pe justiție să fie ridicată la începutul anului viitor. Raportul Comisiei Europene îl contrazice și anunță că va continua. Raportul conține critici, însă constată și unele progrese. Este criticată încetinirea reformelor în 2017 și sunt menționate provocări privind independența justiției, tensiuni între puterile statului, criza Ordonanței 13 și controversa legată de intențiile de modificare a legilor justiției. La capitolul progrese, raportul vorbește despre implementarea sistemului de depistare a conflictelor de interese în achiziții publice, adoptarea unui cod de conduită pentru parlamentari și miniștri, mai multă transparență și dezbatere la CSM și operaționalizarea Agenției de Administrare a Bunurilor Sechestrate. Atrage însă atenția că acestea trebuie puse în aplicare. What we see is that on the recommendations we earlier gave to Romania, there is progress in a number of them, and that is something we applaud. At the same time, we have to make sure that in the other areas where there's no progress yet, the Romanian authorities double their efforts to create progress there as well. Ministrul Justiției Tudorel Toader speră că MCV să fie ridicat până în 2019, când România va deține președinția Uniunii Europene. Este și angajamentul pe care ni l-am asumat, acela ca la preluarea președinției Consiliului, la începutul anului 2019, România să nu se afle sub mecanismul de cooperare și verificare. Procurorul general spune că MCV este util pentru justiție. MCV-ul a fost un fel de cască de protecție pentru magistratura română în perioada aceasta când am avut un șantier mare al modernizării țării și să nu avem surprize. Această cască se va ridica numai dacă vor fi încheiate toate condițiile de verificare. La Bruxelles sunt însă îngrijorări că raportul din 2018 ar putea să nu fie ultimul. România riscă să preia în 2019 președinția Consiliului Uniunii Europene, monitorizată cu acest mecanism de cooperare și verificare, întocmai ca Bulgaria, care și ea în 2018 va prelua președinția monitorizată în același mecanism. Din Bruxelles, pentru Televiziunea Română, Lucian Prvoiu. Un semnal de alarmă de care coaliția de guvernare trebuie să țină cont, așa califică președintele Klaus Iohannis raportul MCV, iar opoziția îl consideră un test picat de ministrul Tudorel Toader sau un an pierdut pentru justiție. Doar la PSD este optimism, pentru fostul ministru Florin Iordache, ridicarea monitorizării în 2018 este o certitudine. Președintele Klaus Iohannis avertizează într-un comunicat că dacă executivul și parlamentul vor merge înainte cu modificarea legilor justiției, România va face pași înapoi în lupta împotriva corupției și funcționarea sistemului judiciar. Șeful statului împărtășește observațiile critice ale Comisiei Europene și revine cu promisiunea că va uza de toate atribuțiile sale constituționale pentru a asigura independența justiției și funcționarea statului de drept. Președintele Klaus Iohannis atrage atenția că întregul efort făcut de România pentru întărirea reformelor în domeniul justiției și combaterea corupției poate fi periclitat de acțiunile unor oameni politici care refuză să accepte că datoria lor este să lucreze în slujba cetățenilor și nu a unor interese partizane sau de grup. Afectarea independenței sistemului judiciar și, în general, orice presiune sau încercare de a controla politic justiția nu fac altceva decât să întoarcă România spre trecut. Și pentru reprezentanții opoziției, raportul reprezintă un test picat de executiv la capitolul justiție. Liberalii susțin că Parlamentului îi revine o mare responsabilitate și cer demisia lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Este vital pentru Parlamentul României și prin prisma raportului de monitorizare pe justiție ca această instituție să fie percepută că tratează cetățeanul la fel în fața legii, că nu apără grupuri de interese. Raportul acesta ne arată neechivoc că România a făcut pași înapoi, că guvernarea PSD agresează justiția și vedem în termeni diplomatici acest mesaj este transmis foarte clar guvernului PSD. La PSD se vede însă partea plină a paharului. Sunt restanțe, dar s-au făcut și progrese care sunt remarcate de comisie. Cuvintele care se degajă la prima citire sunt acelea de transparență, de continuare a reformelor, de responsabilitate, lucru care îl facem și noi acum, și de o continuare a discuțiilor dintre autorități.
În ciuda observațiilor critice, reprezentanții coaliției de guvernare se declară încrezători că anul viitor Comisia va renunța la monitorizare. La telefon acum jurnalistul Liviu Avram. Bună seara! Care ar fi esența acestui document prin comparație cu ce am avut în anii precedenți, după ce am văzut ce conține și după ce am văzut și reacțiile la adresa lui? După părerea mea, esența acestui document este faptul că Comisia Europeană, raportul, nu se mai ocupă aproape deloc sau doar tangențial despre activitatea instituțiilor care compun sistemul judiciar, le evocă foarte sumar și laudativ, ceea ce ne spune că din acest punct de vedere ne-am așezat pe un făgaș irreversibil. În schimb, în covârșitoarea majoritate a raportului și exclusiv toate criticile se adresează factorului politic. Fie că e parlament, fie că e guvern, fie că e ministrul justiției. Deci tot ce este critic în acest raport se referă la activitatea instituțiilor sau persoanelor politice din acest an. Ori acest lucru este realmente o prehieră. Până acum, raportarea la factorul politic era mai degrabă aluzivă și Comisia descria oarecum tehnic inconsecvențele dinăuntru sistemului judiciar. Este pentru prima dată când sistemul judiciar iese foarte bine din acest raport, iar sistemul politic iese foarte prost. Cum vi s-a părut că a reacționat politicul, în special puterea, pentru că în mâinile sale este decizia în materie de sistem, de cadru juridic, practic. Vor ține cont politicienii de criticile serioase și evidente semnalate în acest raport? Probabil că nu. Eu nu mă aștept ca politicienii să țină seama de criticile acestui raport, câtă vreme cei aflați la putere adoptă o atitudine autistă față de concluziile raportului și își trag cu penseta câteva remarci care pot fi interpretate ca fiind pozitive, dar ignoră complet criticile de substanță care le sunt aduse. Deci eu mă aștept, ca să fiu sincer, ca în foarte scurt timp să asistăm la o declarație de delimitare, de independență, de distanțare politică față de ceea ce era până acum traseul european al României, pentru că altfel nu se poate. Din partea cui? Fiți mai clar, vă rog, din partea cui? Declarația de distanțare politică? Din partea factorului politic, atât de criticat în acest raport, și care factor politic se preface că nu vede criticile din acest raport. Ori această situație schizoidă nu poate continua la infinit. Deci, drept pentru care mă aștept, nu știu dacă mâine, poimine, sau în 3 luni, sau în 6 luni, ca factorul politic care conduce acum România să declare explicit o separare de traseul de până acum european al României și să ia calea spre poteca deschisă de, știu, Polonia, Ungaria sau Turcia sau alte țări. Pentru că nu se poate altminte. Da. Și nu-i văd în stare, nu-i văd capabili să revină la o conduită normală, dată fiind ofensiva brutală și perpetuă pe care au declanșat-o în acest an împotriva sistemului judiciar. Da, mulțumesc, interesant punct de vedere. Mulțumesc pentru intervenție, Liviu Avram.